Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Sunt cuvintele pe care le-a rostit ministrul de externe Mihail Kogălnicianu la 9 mai 1877 în Parlamentul României. Fie și numai pentru aceste cuvinte, Mihail Kogălnicianu merită să rămână în istoria României. Însă momentul independenței este doar unul dintre momentele de anvergură în care a fost implicat Kogălnicianu, incontestabil unul dintre cei mai mari oameni politici români ai tuturor timpurilor. Născut în 1817, a fost implicat în marile lupte ale națiunii române din secolul al XVIII-lea, Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor Române de la 1859, aducerea pe tronul țării a regelui Carol I și Războiul de Independență. Pe toate aceste borne ale istoriei este încrustat și numele lui Mihail Kogălnicianu, un liberal moderat ale cărui idei au contribuit major la modernizarea României. Școlit în Franța și în Germania, Kogălnicianu este chinuit de dorul de țară și de dorința de implicare în viața politică și socială a provinciilor românești. Într-o monografie a lui Radu Dragnea, apărută la 30 de ani de la moartea lui Kogălnicianu, acesta scoate la lumină o scrisoare pe care tânărul Mihail a trimis-o surorilor sale și în care spunea că: "Nu, scumpele mele surori, eu vreau să mă instruiesc, vreau să mă întorc în Moldova bogat de cunoștințe." Și, într-adevăr, cunoștințele sale dobândite în afara granițelor aveau să servească țara. Și aici, dar și în străinătate. Însuși Kogălnicianu spune că, datorită lui, francezii au înlocuit cuvintele moldovean și valah cu acela de român. Cel dintâi act politic major al lui Kogălnicianu este redactarea la Cernăuți a dorințelor Partidei Naționale în 1848, în care vorbește despre libertățile cetățeanului, drepturile țărănimii și unirea celor două principate, la care avea să participe activ. Permanent în contact direct cu ideile revoluționare, Kogălnicianu este acela care a militat în plan social pentru secularizarea averilor mănăstirești, respectiv confiscarea pământurilor mănăstirilor și împărțirea lor către țărani. Ideea avea să provoace o criză uriașă la București în timpul lui Cuza. Tot Kogălnicianu a inițiat și a reușit un act profund, dezrobirea țiganilor. Prin vasta sa experiență vestică, Mihail Kogălnicianu era un susținător înfocat al monarhiei, drept care vedea încă din 1850 în aducerea unui domn străin soluția potrivită pentru rezolvarea problemelor țării. La fel cerea imperios separarea puterilor în stat și inamovibilitate pentru judecători. Mai mult cerea libertatea presei. Toate acestea sunt idei pe care le exprima Mihail Kogălnicianu acum 170 de ani. Kogălnicianu obținuse la acele vremuri simpatia poporului, solicitând desființarea privilegiilor boierești. Aristocrația trebuie să fie naturală, a meritului, nu una moștenită, spunea el. Viziunea sa avea să se manifeste în cele mai diverse moduri. Kogălnicianu a fost cel care a propus orașul București drept capitală a României. Meritele politice și culturale ale lui Kogălnicianu au fost recunoscute de către contemporanii săi. A fost prim-ministrul României timp de 2 ani, ministru de externe și de interne de mai multe ori în diverse guverne, dar după ce s-a retras din politică, a fost și președinte al Academiei Române. Ca ministru de externe a inițiat primele contacte diplomatice cu China în 1880. Kogălnicianu a murit la Paris în timpul unei operații. Este înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iași.